să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. E, am vorbit cu mulți oameni în weekend la podcastul Vocea Nației, apoi am stat o oră cu abonații de pe pagina noastră de YouTube și aseară m-am trezit întrebându-mă: dar dacă nu învățăm nimic, dar nimic din ce ni se întâmplă? De asta mi-e cel mai groază. Vin iar alegeri, suntem iar cu răul cel mai mic, iar e țara, dumne, pe muche de cuțit, iar e atomică treaba. Dar așa am fost noi mereu, vă amintiți? Dacă ne privește cineva de afară, de departe, probabil părem unii care se isterizează maxim periodic, după care dorm buștean cum dormea Bode pe bancheta din spate. Și mi se pare foarte tare că oricum am vota, pare că tot acolo ajungem. Nu vreau să instig la absenteism sau altele, cum mai înțeleg tot felul de cetățeni. Nu, e important să mergem la vot chiar dacă ne anulăm votul. Dar ce e, fraților, cu noi? Știți bancul ăla cu bețivul care se sprijinea așa de un stâlp de iluminat de pe stradă și să tot sprijinea așa, să tot sprijinea. I-a dat roată de câteva ore așa, după care zice: m-au zidit. Nu vi se pare că ăștia suntem noi în istorie? La, 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 la. Să vină responsabilul! Comisia Europeană acordă 900 de milioane de euro pentru autostrada Sibiu. Domn președinte, să vedeți ce crește metru pătrat în oraș. Mamă! În locul dumneavoastră, acum când începe școala, aș băga niște meditații și aș cumpăra niște extravilane. Știți ce zic? Nu mult, așa, 200-300 de hectare. Să aveți și dumneavoastră la bătrânețe, să nu stați după pensie. Continuă povestea ministrului Bode. Mai au puțin cei din PNL și îl fac martir. Un fel de adormire a Maicii Domnului pe bancheta din spate, ca să zic așa. Da, el nu știa, domne, nimic, pentru că dormea. Mașina făcea uite așa și el dormea. Adevărul e că de vreo 30 de ani dorm toți miniștrii transporturilor. Elevii ar putea merge la școală de la 1 octombrie. E un scenariu despre care premierul Orban ba vorbește, ba nu vorbește. Stilul ăla, domne, zicem de toate ca să părem pregătiți, competenți. E exact ca la examen. Umple toată multe foi să vadă domn profesor că ai învățat. Ce dacă n-ai picat pe subiect? Alexandru Rafila spune că muzica este cea mai riscantă materie din programă în context pandemic. Corect, mai ales dacă n-ai voce, riști să te bată colegii. Statul român a dat în judecată două companii din Coreea și Elveția pentru o țeapă de 4 milioane de euro cu ventilatoare medicale. Foarte urât. Și cicau restanțe și la parandărăt. Dă-o încolo. Un preot care recomanda țuiculița ca leac pentru COVID a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Șerifule, să-ți dea Dumnezeu sănătate, iar după aia să-ți dea și minte. Bolnavul de COVID care a sunat în zadar de 69 de ori la DSP Ilfov a fost contactat imediat după ce cazul său a apărut în presă. Ce fraier! De bolnav, zic, da. Cum să sun, mă, frate, la DSP? Sun la ProTV, la Libertatea, la Adevărul, dacă vrei să rezolvi ceva. Alo, domnul Tolontan, să rumâna doamna Esca. Cum să sun, mă, la DSP? Nici nu-i știi pe oamenii ăia. Un consilier local dintr-o comună din Prahova a fost prins la furat ștuleți alături de fiul său. Oulă, asta ne așteaptă? O să vedem primari dând în cap la marginea drumului? Bine ați venit la Starea Nației! Înainte de a intra în acest subiect ca lumea,
Am înțeles de la colegi din mai multe redacții că de la PNL s-a sunat pur și simplu, fără pic de rușine, la televiziuni pentru a fi oprite toate discuțiile nasoale legate de accidentul lui Bode. Cum am date din două redacții, mi-e greu să cred că nu e adevărat. Ce mi-e greu să mai cred în 2020 este că există încă mulți jurnaliști care acceptă să lucreze în acest fel, să execute ordine în felul ăsta. Bun, mai departe. De cele mai multe ori, cea mai mare frustrare și cei mai mulți nervi, ți-i faci cu politicienii atunci când vezi că te iau de prost. Și te iau de prost așa pe față. Cum se întâmplă în cazul ministrului Bode de la transporturi, cel care s-a transportat cu o viteză atât de mare că a făcut accident. Rămâi șocat însă văzând cât de proști ne cred acești oameni. De la președinte, care dă vina pe străzi, ia uite, e vina PSD-ului, domne, că n-a construit autostrăzi, și până la Orban, care acuz zice, alo, haideți, vă rog să judecăm un ministru după realizări. Dar cum să nu, domnul premier, cum să nu, după realizări? Ia să vedem, deci Bode, asta n-a făcut, asta nu, asta niciodată, asta... Ha! Ia uite, Bode a realizat un accident. De regulă nu face lucrul ăsta. Nu este un om care să abuzeze de prerogativele funcției de ministru, ci deopotrivă este un om foarte modest, un om cu bun simț, și nu cred că acum pe un accident, într-adevăr, care va avut loc, se poate lua o decizie legată de mandatul de ministru. Vai, da, e varză ca pasager în mașină, dar ca ministru este genial. N-a avut țara asta așa ministru. Bode, pai de mine. Vă dați seama cum ar fi tremurat ca ăia posedați din filme, cum s-ar fi zvârcolit liberalii dacă acest accident ar fi fost făcut de un ministru PSD? Parcă i-aud, n-au pic de respect, se cred jupâni, stăpâni, se cred deasupra legii, omoară oameni și trec mai departe. Cum să rămâi, domne, cu nesimțire în funcție după un asemenea episod? Mă scuzați. Și mai e un moment în care pe mine mă enervează nespus politicienii. Atunci când prezintă scuze, deși continuă să susțină că ei n-au nicio vină. Îmi cer scuze față de toți cei care au avut de suferit. Demnitarul îi transmite șoferului destinația și ora la care dorește să ajungă. Șoferul SPP este singurul responsabil de traseul pe care îl va urma și de ducerea în siguranță la destinație a demnitarului. Bode îl bagă în rahat fără să clipească pe șoferul de la SPP. El nu știe nimic, domne, dormea, da, era cu ochii închiși, practic, era luat ostatic de șofer. Dar totuși el prezintă scuze. Așa, la mișto, că suntem noi isterici și îl tot tragem la răspundere, nu? O face pentru că este el om bun, dar nu, n-a greșit cu nimic. Cum dormea el, frate, la viteza aia, cu sirenă, cu frâne, cu gropi, cu schimbări rapide de bandă? N-ați văzut filmulețul? Ești ca un sac de cartofi când adormi, Bode? Mă rog, întreb de parcă l-aș crede. Ministrul era cu mașina SPP-ului, că stătea pe bancheta din spate, că dormea și că practic nu are nicio vină în generarea acestui accident. De altfel, și legile în privința folosirii mașinilor SPP sunt foarte clare și dacă mă întrebați pe mine, eu cred că pur și simplu... S-a exagerat destul de mult în privința acestui accident. Femeie, stai liniștită, că nu te întreabă nimeni. A sărit și ea din baie, mă, ca să dea cu mopul la locul accidentului. Foarte bună mi s-a părut reacția sindicaliștilor din Europol. Este de notorietate faptul că oamenii politici, când ajung în astfel de funcții, profită la maximum și de șoferii furnizați de SPP și de autospecialele pe care le au la dispoziție. Domnul Bode sigur nu va răspunde pentru absolut nimic. De obicei, apărările acestor demnitari sunt tocmai faptul că ei stau pe bancheta din spate și ei nu dau indicații șoferului despre cum să conducă.
Exact! Despre asta e vorba. Băi, Bode, nu ești primul demnitar pe care îl vedem cu mașina, mă? Toți sunteți așa. Toți o călcați la podea făcând pipi pe participanții la trafic. Păi domnul Iohannis când se duce la Sibiu acasă, cum trece? Mamă, spoiește babele de ziduri prin sate. Da, dacă trece coloana lui Iohăniță și ești pe trotuar, întâi te lipește de un gard, apoi, în funcție de greutatea pe care o ai, te duce între 1 și 5 km doar din curent, așa, tată, da. Sunt oameni care au demers la piață și ies din curte la ora la care știu că trece coloana președintelui și sunt așa. Hai, tată, pe locuri, fiți gata și trece coloana. Viu, 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 la a treia, viu, te duci, tată, te duci frumos, păi, da. Întrebarea e, de ce? De ce? Ești în timpul liber, tăticu, stai în trafic, nenorocitule. Suferă alături de cetățeni, pentru că doar așa poate te enervezi și tu și se schimbă ceva. De ce e, Bode? Lasă-o jos, mă, că vă știm. Nu mai mințiți, mă. Există opinii care au fost exprimate în spațiu public, dar aceste opinii nu reprezintă un punct de vedere oficial. Cât despre noi, cetățenii, ce să zic? Trebuie să înțelegem că avem putere doar când reacționăm și acționăm împreună. Când ne punem puterile la un loc. Uite cum se întâmplă într-un sindicat. Altfel, dacă fiecare își ia frimitura lui de putere și se închide cu ea pe Facebook, n-ajungem, fraților, nicăieri. Uite, protest de 10 minute pe străzile țării pe motiv că un ministru ne ia de proști. Nu știu ce să zic. Așteptam asta de la transportatorii sufletului, de la taximetriști, de la oamenii care își câștigă pâinea stând toată ziua pe drumurile astea mizerabile. Nu s-a făcut. Și până când nu se va face, nu vom putea schimba nimic. Că n-o să vedem politicieni care vin și spun: ia gata, de mâine face toată lumea ce trebuie. Nu, tată. La fel se întâmplă și cu școlile. Premierul țării vine și ne spune asta cu câteva zile înainte de a începe cursurile în timpul pandemiei. 836 de unități de învățământ care încă mai au toaletele în curte. Am prevăzut și o sumă de 25 de milioane, mai ales în... că vorbeam de gradul de racordare la apă și canal, să se poată achiziționa cisterne sanitare care se poate să permită spălarea mâinilor și cât de cât o minimă igienă în școlile care nu sunt racordate la rețeaua de apă și canal. Superb, nu? Școala începe ieri, iar premierul țării e cu vom achiziționa, vom face, vom aloca. Dar ce ați făcut, mă, incompetenților până astăzi? Acum, timpul verbelor trebuia să fie altul. Am achiziționat, am alocat, am făcut. Iar noi... ce să facem? Ne conformăm. Ne trimitem copiii acolo și după aia, la ora 13, zi de zi, ne uităm să mai vedem câte cazuri noi, câți morți. Normal că e și vina noastră că le permitem să-și bată joc de noi în halul ăsta. Nu doar ăștia, bineînțeles, toți cei care au fost. Du-te, bă, colo, că era să zică măta cu școala ta. Trimite-ți copiii tăi, mă, la școală cu cisterne în fundul curții să se spele la iarnă acolo. Lucrurile cred că sunt clare. Și al naibii de frustrant, dragilor, pentru că nu ne mișcăm. E o senzație de sufocare în țara asta. Nu ne mișcăm deloc. Suntem o țară inertă, o țară prăbușită în ea însăși, care nu poate să facă un pas în față. Un pas, mă, atât. Tabletele nu pot fi cumpărate că nu merge licitația, măștile nu vin că-i firma nu știu cum, ministrul transporturilor merge cu viteză pe niște drumuri foarte aglomerate și face accident, dăm drumul la școli care nu se pot numi școli. Parcă unde suntem? Cred că doamna Anisie, domnul Orban, ăștia de prin guvern, nu știu cum funcționează un copil. Serios. Băi, nu, stați, nu vă apucați să desfaceți unul, să-l demontați ca să vedeți cum că dăm în altele. Spuneam doar așa, cât de aerieni sunt acești indivizi. Nu știu dacă ați avut curiozitatea să aruncați o privire pe regulile pe care le-au pus pentru școli.
Iată, 10 minute de pauză în interiorul orei de 55 de minute. Deci 10 minute în aceste 55 de minute. Aia e pauza și se ia diferit pentru fiecare clasă de pe un etaj, astfel încât să nu aibă copiii pauză în același timp. Ce se întâmplă la toalete? Nu m-aș mira să apară un ordin al ministrului care să reglementeze cum se face pipi în pandemie. Deci, alo, băieții, fiți atenți. Mie nu-mi faceți pipi așa, da? Nu mai plimbați jetul că răspândiți virusul. Să nu... Cine-și imaginează că elevii se vor comporta ca niște roboței doar pentru că a scris tanti Anisie ceva într-un regulament? Înseamnă că habar n-are ce și cum sunt copiii. Mă, hai, înțeleg, n-ai văzut dromader cu barbă în viața ta sau babuin cu fundul roșu, dar să nu fi văzut copii, mă? Trebuie să analizăm, pe de o parte, situația epidemiologică și să nu îi expunem sub nicio formă pe elevi la îmbolnăvire, iar pe de altă parte trebuie să privim și specificul școlii. Are spațiile necesare, în așa fel încât să existe acea distanțare fizică de un metru. Are școala separatoare dacă nu există posibilitatea distanțării. Are tot ce îi trebuie în ceea ce privește dezinfectant, măști, adică resurse. Cred că sunt directori de școli și primari de prin țară care râd și cu fundul când aud de-astea. Ce, mă? Separatoare? Dezinfectant? Măști? Unde, mă, la noi în sat? Haideți să vă mai zic din regulamentul Lupește. Profesorii trebuie să fie atenți ca elevii să nu schimbe niciun obiect între ei. Profesorii au doar 5 minute de pauză la finalul unei ore, timp în care trebuie să ajungă în altă clasă. A, super, sigur se va întâmpla. Deci vrei un creion de la un coleg? Nu! Vine proful și spune pistolul cu electroșocuri la cap. Zzz, ce credeai, mă, că răspundești COVID-ul, a? Nu, dar... Zzz, tași din gură! Mă, fraților, copiii se aleargă, se înghesuie, se împing, așa sunt ei. Nu-i dresați voi în 2 săptămâni. Părinții lor au făcut hore pe litoral, despre ce dracu vorbim? Copiii merg la școală ca să fie în grup, să interacționeze, să glume, să râs, să... Că și așa materia e o tristețe, o plictiseală. Înțelegeți, doamna Anisie? Întrebări? Păi, sunt destule. De ce se mai duc, mă, copiii la școală? Ce predare mai fac profesorii când marea lor grijă va fi aceea de a face pe milițieni? De ce în 6 luni nu s-a investit deloc în platforme online și în specializarea profesorilor pentru învățământ online? Există un singur răspuns valabil pentru toate aceste întrebări și multe altele. Pentru că sunteți pur și simplu proști, bă, incompetenți, asta e. Este o informație conform căreia s-ar face o analiză în acest moment ca școlile să înceapă fizic de la 1 octombrie și până la acel moment, de pe 14 până la 1, să se facă cursuri de online. Sigur că au fost discuții pe tema asta. Există puncte de vedere exprimate de specialiști care spun că atât profesorii cât și copiii, într-un procent foarte mare, revin din concedii, că pe anchetele epidemiologice o mare parte dintre cei infectați au spus că au fost în concediu sau într-un weekend. E, ce să vezi, vineri Orban lua în calcul amânarea începerii școlilor, după care a cotit-o iar. Și că, așa, mai de la depărtare, mulți pot spune: a, păi asta începe școala doar ca să țină alegerile. Adică n-ar fi aiurea să te zbați pentru alegeri dacă n-ai dat drumul școlilor, știi ce zic? Deci lumea vorbește, să știi. Să ne înțelegem, mi se pare esențială pentru o bună dezvoltare socială școala fizică, pentru că orice copil are nevoie de grup, de socializare, de tot ce se întâmplă într-o școală. La naiba, creierul nostru e astfel croit pentru socializare. Nu putem fără, e o marcă a evoluției noastre. Dar pare că nu știm cum să facem asta azi, acum, în siguranță. Avem oricum școli foarte proaste, iar o lună sau două în plus de educație online nu cred că ar fi tocmai un capăt de țară. Timp în care să ne pregătim ca lumea pentru condițiile astea.
v-ați pregătit bine și noi vă admirăm corespunzător și vă aplaudăm. Deci, domnișoară... Și știm foarte bine cum face Bucureștiu. Bă, noi, Anisie, Orban cu Neamitică, facem aici niște reguli, apoi le trimitem în țară să le respecte fraierii din teritoriu. Când o aud pe Anisie cu specialiștii, bă, mi se face așa, mor! Nu-i știe nici dracu pe specialiștii din guvern care au elaborat aceste reguli. Cred că ești tu, madame Anisie, hă? Ai zis, specialiștii, ești tu, hă? Dar, oricum am face cu școala astăzi, online, offline, pe stradă, la marginea drumului, în fund, pe o bordură, deci oricum am face, viitorul, care viitor la alții a ajuns deja de ceva vreme, este digitalizarea. Intră copilul și vede lecții din urmă, intră pe un Google Drive, are acolo toată materia, toate temele, îi pune întrebări profului unde n-a înțeles, pentru că fiecare copil învață diferit, fiecare copil trebuie să fie un proiect în sine și tot așa. Iar asta cu căratul de cărți e moartea pasiunii, deja suntem tâmpiți. Trebuie să ne uităm și la situația în care se află copiii. În această perioadă au fost în concedii părinții, da. I-au luat cu ei, să analizăm și să vedem care este starea de sănătate a acestora, să nu îi expunem mai mult decât au fost expuși până acum. Și de aceea spuneam că în această perioadă cu toții trebuie să ne asumăm o responsabilitate. Ce zici, dragă, acolo? Ci că trebuie să ne uităm și la situația în care se află copiii. În ce situație se află, doamnă? Trebuie să ne asumăm toți o responsabilitate, zice doamna ministru. Știți de ce o spune? Tocmai ca să nu-și asume doar ea sau doar ea și Orban. Bă, nu! Nu trebuie să ne asumăm tot. Asumați-vă voi! Dar stați de vorbă cu profesorii mai întâi. N-am auzit un profesor, unul, vorbind de bine despre regulile ministerului. Oricum, vom trece și peste asta, să sperăm că totul va fi bine. Să nu uităm un lucru: noi nu mai avem școală, fraților. Ce se întâmplă în clădirile alea pe care scrie școală, nu e școală. Haideți, bă, ce naiba. Îi zicem noi școală, așa că ne alintăm. O săptămână până la începerea școlii și profesorii se simt mai nepregătiți ca niciodată. La fel de debusolați sunt și elevii. Deci, orice ar fi, oricum s-ar întâmpla lucrurile pe termen scurt, tot pe termen scurt trebuie schimbat ceva radical în abordarea școlii. Bambiliciu ăsta nu e școală. Chinuim profesori și chinuim copii. Asta-i tot. Ca să concluzionez, nu încep școlile, fraților, acum. Începe ceva ce nu mai e de mult școală. Pare că principala preocupare sunt alegerile, de fapt. Pare că încălzim școlile cu copii pentru a organiza apoi în ele secții de vot. Acolo pare să fie miza. Cei care ne conduc ne confirmă un lucru: habar n-au cum funcționează copiii. Habar n-au ce înseamnă educația unui copil în ziua de azi. De ce te revolți contra adevărului?